Echipa masculină de handbal Steaua București a încheiat prima campanie în SEHA Liga cu o înfrângere în fața celor de la Zeleznici Arniș, scor 31 la 24. Capitanul echipei, Ionus Georgescu, vorbește pe larg despre participarea în SEHA Liga și beneficiile ei. O competiție inedită pentru că am fost prima echipă din România care a participat. Complicat pentru că am avut mulți accidentați și, după cum ați văzut și dumneavoastră, am avut un, un program infernal cu meciuri din 3 în 3 zile, din 2 în 2 zile. Dar sper că sper și cred că pentru prima participare ne-am descurcat destul de onorabil. Concluziile acestei participări, dar și perspectivele de viitor, sunt formulate de către antrenorul principal, Ovidiu Mihailă. A terminat-o, cred eu, onorabil și astăzi am fost șase jucători, șapte jucători. Eu cred că a fost momente în care am arătat handball bun în condițiile astea. Vreau să felicit. A fost extrem de greu. O experiență foarte grea, o experiență dificilă și mă bucur că s-a terminat. Punct final în Seha Liga, Steaua se orientează acum către obiectivele interne pe care și le-a propus la începutul sezonului câștigarea cupei și a campionatului.